Nu, mai bine rămâneam acolo, pe parte. Ce știu ce parcă este trâmița piticului. O recunoști? Nu, no, te-o recunoști? Unde zici că ai văzut pitonca? Uite acolo, în plan. Nu cred că e pitonca asta. Din aia, o, nu știu, o porcească din aia. Vezi? La trâmbițele astea, așa sunt mortale. Bine că m-am luat două coșuri. Ce mi-a arătat? Aia pe lemn, uite acolo, ca și creasta cocoșului, o vezi? Cum îi zice? Că știu că e medicinală, dar nu știu cum îi zice. No. Și aici ce m-a arătat? Două pitoance. Două pitoance în... Nu știu cum stai tu acolo, în dreapta ta. Băi, ești prea jos. Doamne, dar ce loc fain e ăsta aici. De unde n-ai bastâncile astea? Bun. La vale a fost bine, să vedem cum urcăm. Hai să arătăm și ce avem în coș. Așa, o din asta de plop. Hm? Vrei să ne întoarcem? Da, stai unde te duci, că mă duc grămadă. Da, da, stai, omule, că n-am ajuns acolo cu haid încolo. Stai un pic, arată-mi ce ai văzut. Ce ai văzut pe lemn? Ce ai văzut? Na, stai să vedem. Pe care lemn? Ce ai văzut? Bă, uite pe lemnul ăla din dreapta. A, da. Da, fii atent. Știi cum îi zice lui aia? Aia e medicinală. Da, e foarte rară. Dar nici nu-i prea... Să nu spun bătuți în cap. Știm numai farmacia. Da. Asta îi zice, nu știu cum, știu sigur că e medicinală, dar nu știu denumirea în latină. Nu-i creasta cocoșului. Da. Doamne, cu ce pietre m-ai băgat pe aici? Unde ești? Hai, hai! Îți mai și tu alea! Zi! Da, asta ce duci naibii până în vale. Mm. Mă faci de-ți pun un GPS. Fii atent cum stă pomul ăsta. Dacă... Lasă că ne duce el de asta acolo. N-are încotro. Taci. Cât e dat. Hai, hai, tu mergi drept. Bravo.
acum. Da, cu curățat prima dată. Trebuie să curățăm jurul ei. Corect? Da, sigur. Băi, petiță. Ai rămas singur aici. Băi, ce frumos e. Pentru data de azi cât e? 8-9? 8-9. 9 octombrie, un puișor de pitoncuță. E superb. Frumos. Da, da. Deci aici trebuia să fi venit noi când au fost ăia galbeni, că e locul perfect pentru ei. În ierbuța asta. Ce? N-o spune și la care ametistina comestibilă nu are valoare alimentară, nu știu ce, dar e, dacă pui câteva în mâncare pe lângă celelalte ciuperci, rămâne o culoare așa frumoasă, dă o pată de culoare în mâncare. Rămâne un mov frumos și arată mâncarea mai spectaculos. Dacă asta este aia groasă, ca și golumbița, da? Care? Mov, care e bună. Cum am găsit ieri? Aia cum ai găsit ieri a fost... Na, acum am... Faceși coală, aia violetă, și a mai zis și a păzănița aia. Câte una care iese singură și uite ce mare. Și grasă. Da, și uite acolo. Ce frumos mai cântă păsărica aia. Unde? Stai să văd. Nu cred.
Nu e atacată pe o parte. Da, de unde? Ia, stai să văd. Nu sunt cam bătrâni. Nu știu, vie de pic. Păi tu nu vezi. Ia, arată-l dosul. Păi nu vezi că e mâncat de melc. Lasă să-l mânce mai departe. Da, stai bun. Brândușele, brândușele. Iar o din asta o amanită, că e de nou. Dar nu știu de care. Am văzut. Ce amanită e asta? Paloides. Paloides? Da. Uite acolo cuci, dar cred că nu sunt buni. Ăsta e bun, dar ăla nu e bun. E bun. Ăla maro? Da. Nu pe dracu, nu e bun. Și astea sunt tot amanite, tot de nou. Da. Deci. Hai să fie. Ăsta e bun. Și ăla e bun. Alea nu sunt, alea sunt. Ăla e panterina. Nu. Da, care? Panterina e cu puncte albe. Păi asta o stă la umbră. Hai să vedem. Dacă dă confuzii. Confuzii și halucinații. Rubenscens. Spisa. Amanita spisa. Și nu-i bun. Amanita... Deci, din amanitele astea, cred că ar fi bine să mâncăm numai crăițele, restul le lăsăm de apă. Spisa excelsa. Da, bun. Deci, amanita spisa sau amanita excelsa. Deci, uite acolo, vine aici milioane de trâmbița piticului, umpli două coșuri de aici.